Ce gagic? Gagic, cum are toate fetele, știi? De te pup cu el, mergi cu el la film, ți-a înghețată. Ai? N-am, părinte. Pe nimeni, pe nimeni? Pe nimeni, pe nimeni. Aolo, ce bine. Uite, am eu o idee, dacă vrei să te ajut așa un pic. Eu chiar am întâlnit, cât am umblat așa prin sat, am întâlnit un băiat. Păi n-a luat Dumnezeu, e frumos, înalt, bine făcut, cu sufletul curat, exact ce trebuie. Cine? Domnul Gianni. Aolo, prostul ăla? Ce mă? Gianni, prostul de el zici? Stai, mă, de ce-l faci prost, mă? Bă, dar ce eu îl fac? Toată lumea îl face. Cum adică toată lumea, mă? Păi și Bobiță, și Dorel, și Celentano, și Vasile, și Robi. Nu e unul care să zică altceva. Bobiță zice că dacă prostia ar avea nume, ar chema-o Gianni Orlando. I-auzi. Da. Rață zice că dacă Gianni ar avea mașină, de prost ce, ar vinde-o ca să aibă bani de benzină. Altcineva? Ardiles. A zis ceva Ardiles? A zis și Ardiles, da. Ia zi-mi. Ardiles a zis că de prost e și că Gianni l-a sunat odată să-l întrebe ce număr de telefon are. Și ce mă, poate nu-l mai avea omul, eu știu să mai întâmplă acum, ce vrei? Na, părinte, nu vă enervați, eu vă zic ce am auzit de la lume, na, asta vorbește lumea, asta vă zic. Vasile a zis că e atât de prost Gianni, căci că nici ministrul nu poate să fie. Și asta poate toți proști. Celentano a zis că e atât de prost, căci că odată l-a sunat să-l cheme să vină să pună tabla mulțirii pe casă și asta s-a dus. Și Aspirina a zis că dacă îi dai o vestă de salvare și-l arunci în Dâmbovița, de prost ce e, ori se neacă, ori moare de sete. Da? Mai gata, gata, mai zice că ai zis destule și oricum, dacă mă gândesc mai bine, nici Gianni nu vrea cu tine. De ce? De proastă ce ești, iată cozonacul ăsta. Părinte cozonacul! Niciun părinte criminal o dă fi cușcare. Ia ține. Stai mă așa, bă, băi. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.